Parodiile sunt peste tot. În literatură, în filme, în muzică, în viața de zi cu zi, în politică, oriunde. Iar jocurile nu sunt o excepție. Pentru o vreme credeam că am făcut deja acest top, dar se pare că nu. În acest caz, acesta este top 7 parodii. Un top dedicat acelor jocuri care au luat anumite filme, cărți, teme sau pur și simplu idei și au stors din ele fiecare picătură posibilă de comedie. Deoarece umorul este cam subiectiv, s-ar putea să nu fiți de acord cu unele din aceste jocuri, dacă li se poate spune astfel unora dintre ele. Dar în orice caz, locul 7, Death Spank. Creat de mintea lui Ron Gilbert, acest joc urma să fie o combinație între Monkey Island și Diablo, în sensul că va avea umorul unui joc Monkey Island și gameplay-ul unui Diablo. Iar în același timp să fie o parodie a unui hack and slash. Să râdă de grind, de quest-uri, de obiectele repetitive, de statisticile care poate că nu contează chiar atât de mult și de fiecare alt lucru posibil. Death Spank într-o anumită măsură chiar făcea asta. Era un joc foarte amuzant, plin de glume la fiecare pas, care râdeau de absolut totul, de la stupizenia unor quest-uri, la idioțina unor personaje, la gradul de ridiculozitate pe care îl puteau atinge unele povești. Și cum am spus, era foarte amuzant. Chiar și ultima sa iterație de Beckoning este un joc foarte amuzant, dar e cam greu să o parodie completă atunci când folosești un gameplay care în esență este la fel ca cel al originalului, doar că nu la fel de bine finisat și care după o vreme devine foarte repetitiv. Adică unde sunt obiectele amuzante care dau bonusul la statistici complet inutile, cum ar fi plus 3 înălțime? Nu au fost nicăieri de găsit în joc. Dacă ar fi avut și asta, cu siguranță s-ar fi plasat mult mai sus în acest top. Locul 6. The Bard's Tale. Acest joc nu doar că era plin de melodii amuzante, care adresau diferite elemente ale eroului stereotipic de RPG, melodii ce au fost menționate într-un top anterior, continua să fie o parodie și în gameplay, în mare parte, și desigur în poveste și personaje. Spre exemplu, eroul care mereu se ceartă cu naratorul care îl pune să facă chestii pe care nu prea vrea să le facă, cum ar fi să fie eroic, în prima sa confruntare cu un inamic trebuie să se lupte cu un șobolan, ceva întâlnit cam în fiecare RPG făcut vreodată, dar aici diferența este că șobolanul este un ROUS, Rodent of Unusual Size, care se întâmplă să scuipe flăcări ca un dragon. Garantat, pe parcursul acestui joc veți râde, în special dacă ați trecut înainte prin numeroase alte RPG-uri, în mare parte fantasy, și vreați să aveți un personaj care atunci când este rugat de Saturn să-i salveze de cercopiteci invadatori, are opțiunea să le spune exact ce crede despre ei. Ceva ce orice joc ar trebui să aibă, nu doar parodiile. Locul 5. LEGO Star Wars. Acesta este jocul care a început o adevărată manie de remake-uri în stil LEGO. Spre surprinderea a cam tuturor, jocul a fost bun, dar mai mult decât bun, a fost incredibil de amuzant. Nu doar încă un joc făcut după un film, care probabil va fi groaznic. Abordarea subiectului în LEGO Star Wars a fost genial de simplu. Au luat în esență filmul, sau filmele, cam toată franciza până acum, și le-au refăcut pas cu pas, secvență cu secvență, scenă cu scenă, dar fără absolut nici o voce. Singurul mod în care personajele pot comunica este fie printr-un mormăit, fie prin acțiuni exagerate și adesea comice, care au sens mai mult în contextul faptului că totul este făcut din Lego. Și după cum pot atesta notele jocului, vânzările și numeroasele continuare ce se extind și în afara seriei Star Wars, această rețetă nu doar că este foarte amuzantă, dar chiar are succes. În unele cazuri, cum ar fi episoadele 1, 2 și 3 din seria Star Wars, chiar aș recomanda să vă jucați aceste jocuri în loc să priviți filmele. Nu doar că veți râde mai mult, dar poveștile sunt ceva mai credibile, iar personajele parcă se comportă mult mai natural, aproape de parcă ar fi oameni, ceea ce în filme sincer nu prea era cazul și nu avea nicio legătură cu faptul că unii erau extraterestri. De fapt, toți erau extraterestri. În orice caz, LEGO Star Wars este o parodie foarte reușită. Și motivul pentru care astăzi avem LEGO Indiana Jones, LEGO Pirates of the Caribbean, LEGO Batman și foarte multe alte chestii LEGO ce probabil vor continua să apară până la sfârșitul timpului. Dacă ar face și gameplay-ul ceva mai bun, ar fi perfecte. Locul 4. Maniac Mansion. Sunt foarte, foarte multe filme de groază în care o adunătură de cretini intră într-o casă bântuită sau în care este vreun monstru și mor acolo. Aproape aceasta este premisa lui Maniac Mansion, doar că în loc să moară acolo, personajele trebuie să salveze pe cineva. Sunt parodiate în joc numeroase stereotipuri ale acestui gen de filme, plus că mai găsești tentacule mov. Însă caracteristica cea mai importantă a lui Maniac Mansion, motivul pentru care l-am pus în acest top, este importanța sa pentru parodiile din viitor. Maniac Mansion a fost primul joc de felul său creat de LucasArts, primul făcut de Ron Gilbert, primul construit pe motorul Scam, în jurul căruia au fost făcute aproape un deceniu întreg de jocuri adventure foarte amuzante, cum ar fi Monkey Island, Sam & Max, Day of the Tentacle, care este Maniac Mansion 2, Full Throttle și multe altele. Maniac Mansion a fost originea lor, iar pentru asta trebuie amintit. Locul 3. Space Quest. Dacă a existat vreodată un film SF sau un serial plasat predominant în spațiu, poți fi sigur că a fost parodiat de un joc Space Quest. Nimic nu le-a scăpat. Absolut nimic. Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica, cea veche, Terminator, Back to the Future, Planet of the Apes, Odiseea Spațială, Bill & Ted, parcă. În esență, tot a fost parodiat de Space Quest, la un nivel sau altul. Primul joc, spre exemplu, sau al doilea, nu mai țin minte exact, a fost mai mult sau mai puțin un remake a seriei Star Wars, complet cu finalul la care se oferau medalii, numai că în loc să fie Han, Chewie și Luke, era Roger Wilco și o mătură. Sau Space Quest 5, care în esență era Star Trek The Next Generation, dar cu mutanți, și mai multe spațiale, și roboți, și un facehugger din Alien. Acum, dacă mă gândesc mai bine, parcă au parodiat și Predator. Cum am spus, totul, nu le-a scăpat nimic. Ce a început ca munca a doi tipi de pe Andromeda, s-a transformat într-una dintre cele mai memorabile serii de jocuri adventure
spațiale, comice, parodii, făcute vreodată de Sierra Online. Nu exagerez când spun că un joc Space Quest a redefinit ceea ce înțelegeam până la acel moment prin umor într-un joc, în sensul bun. Locul 2. Magica. Acest joc este o parodie în sensul că în el vei regăsi referințe umoristice alături de secvențele create într-un mod amuzant din numeroase surse. Sunt atât de multe chestii îndesate în acest joc încât ai putea să juri că nu are conținut propriu, că totul este o succesiune de parodii. Într-un fel, să zicem că este. Și nu e absolut nimic rău la asta pentru că o faci într-un mod impecabil. Îl găsești pe Connor McCloud from Second McCloud. Poți să-l decapitezi. Găsești cavaleri care spun nii și vor un shrubbery. Găsești oameni care suferă de pe urma unei boli grave a cărui singură simptomă este apariția unor semne de exclamare pe cap. Îl vei întâlni pe Rambo și îl vei putea omori dacă vrei. De fapt, uitați-vă la trailerul pentru pachetul Vietnam. Totul din acest trailer este o parodie. Trailerul în sine este o parodie, iar jocul este ca trailerul, o parodie. Dar pe lângă aceste lucruri, are și elemente proprii foarte amuzante, cum ar fi limbajul, care este o combinație dintre suedeză și absolut nimic inteligibil, ceea ce face totul mult mai amuzant. Iar gameplay-ul în sine este atât de glorios, de dezechilibrat, încât nu ai cum să nu te amuzi de cel mai mic lucru posibil, cum ar fi faptul că poți să scurcircuitezi o mare parte din joc prin transformarea personajului sau unui prieten într-o ghiulea ca să poți să ajungi la o vrajă de teleportare. O să râzi tot timpul, de fapt chiar și atunci când jocul era plin de crash-uri, plin de bug-uri, aproape nejucabil pe unele sisteme, tot mureai de râs la mica parte pe care o puteai parcurge fără să fii dat afară din joc în mod brutal. Asta face din Magica o parodie excepțională, dar există una mai tare. Locul 1. Progress Quest. Aceasta este parodia supremă. O parodie atât de complicată și atât de simplă în același timp încât sfidează rațiunea. Progress Quest este în esență un MMO care poate fi jucat offline. Poți să faci un personaj, poți să alegi o clasă, o rasă. De exemplu, acum am un demi-canadian urpaladin. Pe vremuri cred că aveam un rune lore master Double Halfling. Iar după ce ai creat personajul, trebuie să te pregătești pentru aventura vieții tale la care nu vei participa niciodată pentru că absolut nimic din joc nu mai este interactiv. Personajul va face grind de unul singur, va omori inamici, va lua questuri, când se umple inventarul se va întoarce în oraș, va vinde chestii, va cumpăra echipament mai bun și se va întoarce la grind, trecând pe parcurs și prin numeroasele acte ale jocului care spun fiecare câte o poveste, la intervale de vreo 20 de ore. Absolut nimic din acest joc nu este interactiv în afară de crearea personajului. Când te gândești că am făcut un fel de recenzii la jocuri moderne care chiar sunt jocuri sau pretenția să se numească jocuri, ce includ astfel de opțiuni de non-interacțiune, această parodie veche de aproape 10 ani care era menită să râdă de EverQuest, pare mai mult o profeție decât o parodie. Acum dacă mă gândesc mai bine, am jucat jocuri cu mai puțină interacțiune decât Progress Quest și care nu erau nici măcar pe jumătate la fel de plăcute, nici măcar grafic, iar Progress Quest este făcut în totalmente din text. Cu adevărat, Progress Quest își merită titlul de parodie supremă, chiar dacă mesajul său s-a transformat în tragedie. Astfel se încheie această emisiune dedicată parodiilor. O mențiune specială este acordată lui Serious Sam, care în mod constant a râs de Duke Nukem, și lui Duke Nukem Forever, care a râs de el însuși, și foarte probabil de noi, și desigur României. Cea mai bună parodie de țară făcută vreodată. Acum dar sări cineva dintr-un tort și ar spune că totul a fost o glumă.